Majoritatea persoanelor vârstnice doresc vaccinarea împotriva COVID-19 cu orice preț. Faptul că nu știu unde se pot vaccina sau nu cunosc informațiile necesare în ceea ce privește vaccinul este o problemă cu care persoanele vârstnice se confruntă. În această săptămână ar trebui să înceapă etapa a doua a strategiei de vaccinare COVID-19, în care este inclusă populația cu risc, implicit persoanele care au peste 65 de ani. Fiind conștienți de faptul că sunt vulnerabile în fața virusului, persoanele vârstnice doresc vaccinarea împotriva COVID cât mai repede posibil. Doriți să vă vaccinați acum în cea de-a doua etapă? Imediat, de n-am unde. La doctorul de familie încă nu face lista. Nu face? Da. Și că nu știe. Persoanele vârstnice doresc vaccinarea mai ales dacă medicii o recomandă. Deși sunt reticienți privind posibile reacții adverse, consideră că și fără vaccinare tot ar fi în pericol. Însă, îngrijorător este faptul că persoanele vârstnice nu știu unde pot apela pentru a se vaccina. Avem prioritate, nu prea cunoaștem așa bine afecțiunile adverse care le produce. E un vaccin făcut la 8 luni, nu la 2 ani, dar e pericol și așa dacă nu ne vaccinăm. Cred că ne vaccinăm. Dar un centru unde poate să fie de vaccinare? În timp ce unii doresc vaccinarea împotriva COVID-19 cu ardoare, dar nu știu unde se pot vaccina, alții nu doresc vaccinarea, cel puțin pentru moment. Să mai mă gândesc, să-l văd pe președinte că se vaccineze și mă vaccinez și eu. Dar să-l arate în direct. Da. O să ne vaccinăm când ne constrânge. Pentru cea de-a doua etapă, înscrierile pentru vaccin se pot realiza prin intermediul medicului de familie pentru persoanele care au peste 65 de ani și pentru persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă. De asemenea, persoanele doritoare se pot vaccina la centrele de vaccinare mobile și fixe sau la medicul de familie după caz.